am revenit la Vorbește Lumea și implicit pe strada mea, căci o să vorbim despre copii. Dacă încă nu ați prins curaj să plecați cu cei mici într-o vacanță, atunci discuția asta cu siguranță o să vă ajute. Alături de noi sunt Sasha Lopez și Xenia. Bine ați venit! Bine ați venit! Nu știu ce e în capul vostru. Bine v-am găsit! Nu știu ce e în capul vostru. Eu am înțeles că mergeți cu Ama, cu cea mică, în excursii cu avionul. Și câte are până acum la activ? 35. Mai multe ca tine. Mai multe ca mine, în primul rând, nu știu. 36, că sunt pare. Mai ales ultimele 6 zboruri care le-am avut cu ea timp de 27 de ore, pentru cele mai lungi. Pentru care nu știu la ce vârstă are atâtea. Am început zboruri de la 3 luni. Nu are 3 jumate. Luni, 2 jumate. Unde ați zburat prima oară? În Valencia, în Spania. Și toți care ne întrebau, de ce v-ați hotărât să mergeți? Știi, perioada aia, ei plâng practic non-stop și am zis, decât să plâng acasă, mai bine să plâng acolo. Da. Da. Și a fost o decizie foarte bună, de atunci tot călătorim. Că după atâtea zboruri aveți cumva și niște tips and tricks pentru cei care călătoresc, pornind desigur de la nevoile voastre și descoperindu-le pe parcurs. Păi nu da vin bebelușului în avion, probabil, ăla e pentru tati. Nu. Nu există tips and tricks, multă răbdare, în primul rând, foarte multă. Și mai bine locurile din față. Asta e ceva de important. E ceva important de spus. Deci când rezervăm bilete și avem copil mic cu noi, să rezervăm primele rânduri, da? A mie îmi place foarte mult să-și întindă picioarele, să lovească în perete, să lovească vecinii din față și atunci alegem locurile din față și cumpărăm toate 3 locuri, da, ca să nu mai avem vecini, în primul rând. Okay. Chiar și dacă are 2 ani, încă nu are 2 ani. Cel mai bine să aibă adică loc. Adică e normal până în 2 ani nu trebuie să aibă loc cu ei, nu? Poate, da, în principiu, da, stă la un părinte în brațe. A, da, i-ați luat-o, că e gratis. Da, fiind măricică. Tu vorbești de la da, unde? Da, și de mine la fel, îți dai seama. Okay. Deci astea să fie primele locuri. Eu mai am niște mici secrete multe, și Serge nu știa. Multe carticele și o mamă, da, cu multă răbdare. Și cu 2 săptămâni înainte îi ascund niște jucării ca să-i se facă dor și le iau în vacanță și ea crede, sau cel puțin se face dor și crede că sunt jucării noi. Și le scoți în avion. Da, exact. În avion îi cumpăr și jucării noi și durează până le explorează, da, se joacă cu ele, deci ne ajută asta mult. Și dacă îi place ceva să mănânce în mod special, Amei îi place untul de arahide și eu îi fac un unt de arahide acasă, îl iau la un borcan, iau un borcanaș cu mine și ia foarte mult timp să mănânce cu lingurița, îi dau cea mai micuță linguriță. Cea mai micuță linguriță și o oră de vreme ea poate să stea să mănânce untul de arahide. Exact. Îl mănâncă gol sau ca să luăm așa și pe el? Îl mănâncă gol. Deci mănâncă ea gol. La noi este peanut butter girl. Asta e treaba, nu? Da. Spre exemplu, mă rog, eu am și băieți, sunt un pic mai... nu știu cât de cuminte este Ama în avion, dar ei de când au început să meargă și să fie foarte curioși, e o etapă. E aceea când sunt mici, sunt în brațe, poți să-i pui la piept și atunci stai foarte liniștit și mai e etapa în care au crescut și înțeleg oricum cum merg lucrurile, au niște convenții de-astea sociale pe care le respectă. Dar e vârsta asta de pe la 2 la 4 ani când nu poți să le spui copilor, mamă, hai să nu vorbim tare că deranjăm. Și e asta. La mine ține până la 30 și cred că încă durează la mine. Dacă zburam cu Xenia și nu aveam copii, mereu dădeam vina pe părinți. Bă, dar nu, ce copilul ăla nu mai tace? Da. Cum a fost educat copilul ăla? Da, știu. Și acum înțeleg pe toți părinții. Îmi cer scuze de la toți părinții. Și cei care nu au părinți trebuie să înțeleagă. Am mai văzut cineva a postat pe Facebook copiii care fac gălăgie. Mai bine stați acasă decât să deranjați tot avionul. Pe bune? Dragilor, toți copiii au perioade din astea, mai ales să am mare perioada tantrumului. Pe care l-am prins între zboruri acum în Doha și a trezit tot aeroportul și toți erau la picioarele ei și nu se întâmpla nimic. Pur și simplu nu înțelegi ce să-i faci. Cel mai important să nu schimbi prea multe chestii. Faci cum faci și acasă. Când începi să te stresezi, că ce o să zică lumea, ei simt și tot asta escaladează în ceva mai mult. Îi creăm un mediu liniștit, plin de iubire, cumva tantrumurile e ceva firesc și e ceva normal și își scoate emoțiile și pentru o lăsăm să facă. Pentru noi e ceva normal, noi înțelegem asta, dar nu vă jenați, de exemplu, când urlă în avion sau la decolare, stă cu minte, da, cu centurile? Păi după 35 de zboruri îți dai seama. A înțeles, adică, fetița. Da, e face cu minte, ea semnele place. Alea la început, exact, înainte exact de zbor, ea le explică oamenilor. Uite o idee interesantă pentru companiile aeriene. De ce n-ar face zboruri doar pentru părinți cu copii? Cât de tare. Unul la 3 zile, dacă nu se adună atâția copii, doar pentru părinți cu copii, să nu mai existe probleme. Ei se joacă între ei când sunt mulți copii. Corect, eu dacă prind un copil ești în avion, e cel mai bun prieten al meu. Deci am asta doar cu acel copil pe perioada zborului, ne împrietenim. Eu am altceva, când sunt în avion, mai ales când sunt zboruri lungi, și au niște copii plângând prin spate, eu sunt, Doamne, îți mulțumesc!
Știi că nu e al meu. Doar al meu, știi, adică... Nu al meu plânge, știi, adică mi se întâmplă asta. Nu cu minte aici, nu, acolo în spate e gălăgie, știi. Da, știi, când eram mică, calculam banii care îmi rămâneau de la cumpărături, de la așa în înghețată, care îmi plăcea cel mai mult. Acum zborurile se calculează în tantrumuri. Deci până în Maldive au fost două tantrumuri, a fost un succes adevărat. Mi-a rezumat doar la două. Îi mai dai ceva din geanta ta de voiaj? Adică ai zis că ai jucării noi pentru ea, aveți peanut butter. Are căldărușe, are lopățele, îi spunem că o așteaptă nisipul. Tata îi mai arată clipuri cu el, mai arătăm filmulețe de la nuntă, îi arătam că sunt mai multe trucuri care fascinează. Partea asta că eram însărcinată cu ea și mânca prin buric și mereu mi-arată că mânca așa și place să-i povestesc cum a venit pe lume. Dar la desene nu lăsați în avion? Mai mult la jocuri, în care să-și pună creierul în mișcare, să facă chestii, să asocieze culori și așa mai departe. Știi cum e când vine masa și vrei să mănânci tu liniștit, îi pui toate desenele. Da, nu, desenele încercăm să fie ultima. Și tu și noi am fost părinții care am zis, eu copilul meu, niciodată desene, niciodată. O să mă joc cu el și vrei să bei o cafea liniștit? Da. Nu, Xenia, hai te rog, măcar 20 de minute. Te rog, te implor, hai să-i punem ce se poate întâmpla, că nu e asta frecvent, nu? Da, e normal, nu trebuie să ignorăm progresul, e ceva firesc, contează să dozăm și să vedem exact la ce se uită, ce o învață, că învață și lucruri bune de acolo. Unde ați fost acum ultima oară? În Maldive. Da, am fost în Maldive și în Barcelona. Ultimele două. Așa, hai faceți-ne în ciudă. Hai să facem o regulă. Păi nu cine a fost ziua mea. În vacanță, în Maldive, Mauritius, asta să nu mai vină la emisiune. Să intre pe Skype. Da, eventual intre pe Skype și atât. De acolo. Noi o făceam și pe Skype. A fost ziua mea și atunci mi-a făcut Xenia o surpriză. Am plecat la Barcelona. Eu nu știind că acolo ne așteaptă toți prietenii noștri, de fapt. Și eu i-am făcut surpriză și i-am zis că în ziua când plecam, am zis că plecăm în Maldive. Deci ziua mea. Zilele noastre au fost una după alta. Și atunci, i-am adus în Barcelona. Păi și eu ce fac? Stai seama ce presiune pentru anul viitor. Deja ce cadouri să ne facem pe lume. Nu, că de anul viitor o luăm de la capăt. Iarăși cu un buchet de flori. S-a ajuns la limite. Gata, coborâm, stai puțin. Și avem Maldive cu Ama, nu? Normal. Adică acum avem alte challenge-uri. Avem plajă. Cum avem grijă de ea la plajă? Ei place foarte mult plaja și nisipul și este un challenge pentru noi, pentru că vrem să ne mutăm cumva mai la cald, da, unde e o plajă, unde e un nisip și nu mai caut vacanțe decât în resorturi. Dacă până acum voiam să călătoresc și tu, Adela, la fel, voiam să călătorim și să vizităm, mergem la Roma, mergem la Barcelona, nu, eu dacă nu am un hotel și o plajă în față și când loc de joacă, ea vrea să doarmă, să intre direct în cameră, să doarmă, iar eu să stau să beau o bere, să nu faci de la locul de joacă până în cameră o veșnicie, că s-aș trezi copilul, adică nu ai cum să faci asta. Călătoriți cu ei cât au 3-4 luni. După aia este mai greu. Dar ce acum eu știu ce se întâmplă în familia mea și a prietenilor mei. N-aveți chestia asta cu, dar te rog, mai du-te tu, dar e rândul tău, dar vreau eu să stau. Hai, mă, du-te tu, te rog, ia-o tu. Noi suntem pe ore programați. Xenia lucrează online și a lansat cursurile online și atunci ea lucrează de peste tot. Eu pot să fac muzică de oriunde în același timp și atunci noi am spus, Xenia, tu ai nevoie 2 ore pe zi cu școala ta, cu tot ce faci online. Eu am nevoie 2 ore pe zi să stau la laptop, să mai compun, să mai produc ceva. Și atunci noi ne rânduim. Iar seara 2 ore împreună le stăm. Știi că ăsta a fost sfatul pe care ți-l-am dat eu prima oară când am vorbit, dacă mai ții minte. De acolo și-a pornit. Deci exact de acolo a pornit. Este singurul care te salvează, pentru că în clipa în care amândoi părinții au cumva grijă de copil, tot timpul ai dorința să se ocupe celălalt, dacă tot, hai te rog, du-te tu. Dar știi cum trec cele 2 ore? Deci eu abia mă pun, îmi iau o bere, deschid laptopul și vine Xenia. Hai că e rândul tău, stai puțin, ce ai făcut? Vezi că s-ar putea să te păcălească, verific-o. Umblă la ceas. Tu așa faceai. Dar vă rog eu frumos, dar eu mai mâncat din chestia asta, știi, mai nu vă mai chinuiți unul pe altul când mai mergeți în Maldive. Dați un telefon, sunt disponibil, dar stau 4 ore, cât vreți. Tu nu știi în ce te bagi. Stau, dar pe plajă. Exact. Revenind puțin la zboruri, vi se pare o idee bună zborul de noapte? Ați odihnește în avion? Sau mai bine trebuie să fie odihnită? Un zbor de noapte, dar trebuie să fie fără escală zborul de noapte. Noi, din păcate, am avut jumătate, zborul de noapte, 5 și cu 2. Și nu e bun. Trebuie să luați zborul de noapte cel mai lung. Da, înțeleg.
credeam că o să pot să-i prelungesc zborul, dar s-a trezit. Bineînțeles. Era și odihnită, practic, exact. Când s-a trezit. Aoleu, dar voi vă mai aduceți aminte când ați mers într-o vacanță doar voi doi, ultima oară? Da, la începutul relației noastre, noi ne-am făcut o vacanță de 6 luni de zile. Deci noi 6 luni de zile nu am fost acasă, decât să ne schimbăm bagajele și hainele. Și am zis că acum e momentul să călătorim împreună, că după aia cine știe. Și uite că cine știe a venit. Dar cum planificați și o vacanță doar voi doi, deși Ama e... De 2 ani o tot planificăm. Prima vacanță doar noi doi cred că o să fie în Italia, pentru că părinții mei fiind acolo și Ama se înțelege foarte bine cu bunica, adică cu mama mea, o să o lăsăm acolo și să fim în Italia, acolo, pe undeva, pe lângă Como, prin jur, adică la 2-3 ore distanță maxim. Asta va fi prima încercare, după aia vedem. Noi am stat non-stop cu ea până acum, adică n-am avut bonă, nimic, și ea nu prea e obișnuită să stea cu cineva, așa că o să fie frumos și interesant în același timp. A fost introdusă bunica foarte frumos, o să-i treptat. Placă foarte mult, sunt convinsă și că... Și de Revelion? De Revelion suntem la Chișinău, eu am acolo un gig, am un concert și am zis și ziua Amei este de Crăciun, adică pe 25. Chiar pe 25 s-a născut. În Chișinău Crăciunul se sărbătorește mai mult pe 7 și atunci am zis să se simtă ziua Amei că o facem pe 25, o facem la fel la Chișinău cu toți prietenii mei, da? Și Revelionul tot o să fim acolo. Corect. Da. Plus 2 zboruri la activ pentru Ama. Mergeți cu avionul și la Chișinău, mi se pare. Mergem cu avionul pentru că știi ce se întâmplă în vame de sărbători și atunci am decis cu avionul. Mai gătești? Zilnic, 2-3 ori. Vorbesc serios? Da. Ce noroc. Păi nu, că e momentul lui să mai scape. Să mai exact, am intuit și eu așa. Nu, micul dejun îl fac eu 100%, că îmi place. Eu mă trezesc, încă sunt cu ochii închiși, Ama se trezește și direct neam-neam și atunci eu mă trezesc și direct la bucătărie, fără să mă spăl pe dinți, fără să mă spăl pe față. Nimic, micul dejun. Am încercat eu într-o dimineață să gătesc, deci pentru Ama era șoc. Ce caută mama la bucătărie? Vă rog, faceți schimb. Am niște rețete noi, apropo, și când mai aveți cu gătitul, aș vrea să vin să... Da, te rog! Să nu, chiar neapărat. Te rugăm! Să mă faci fericită. Ar fi super. Știi tare. Că și eu mă dezvolt personal cu gătitul, deci chiar vreau să-ți arăt niște rețete extraordinare. Așa rămâne. Gata, așa rămâne. Mulțumim mult că ați fost alături de noi. Ai niște pantofi superbi, asta vreau să spun acum. Mulțumesc, Ana, la mine. Și eu am niște șosete colorate. Și tu, lasă că tu gătești bine. Mulțumim mult și te așteptăm la bucătărie. Mulțumim foarte mult. Mulțumim.